Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit! Bine ați venit și bine v-am găsit! E suficient, doamne! Doamne, ce... Zici că v-a pus cineva să aplaudați! Mă, voi auziți? Doamne! Bine ați venit la primul episod din Breaking Views. Numele meu este George Dumitru, o să fiu cel care moderează această conversație. O să prezentăm subiecte serioase și o să le luăm la mișto, ăsta este scopul nostru. Dacă tot ați avut atâta energie, sper că nu vă dor palmele să-i mai aplaudați și pe colegii mei pe care îi chem alături de mine, și anume pe Geo Adrian, Alex Ioniță și Virgil Ciulin. Numai o secundă. Alex, ai avut parpalacul ăsta pe tine dintotdeauna? Nu e Alex aici, este Felix de la trapulcomunist.com. Felix de la ce, mai zi o dată? Trapulcomunist.com. Trapulcomunist.com, ok. Redactor șef. Mă bucur foarte mult, Felix, că ești aici alături de noi. Da. Bun, îl avem pe Felix, îl avem pe Virgil, îl avem pe Geo Adrian. Mai avem nevoie și de invitatul nostru special, care ne onorează cu prezența în această seară. Haideți să dăm o rundă mare de aplauze pentru Dan Frânculescu! Gratis! Bună ziua! Dan... Scuze, asta arată ca un pedofil care nu fute copii, mănâncă copii. După ce-i călărești. Și ascunde oasele sub pălărie. De asta sunt aici. Bun. E bine că nu v-am zis înainte că aveați glume pregătite pe urmă. Da, nu e. Încercăm să-l ignorăm pe Felix. Ce faci, Dan? Ești bine? Ai chef de să prezentăm și să vorbim despre niște știri? De asta am venit. De asta ai venit? Da. Păi hai să începem direct. Eu zic să intrăm direct în pâine și începem cu prima știre. Până la urmă, subiectul care e cel mai arzător pe ordinea de zi. Și anume faptul că Dan Diaconescu a fost acuzat de act sexual cu minori și folosirea prostituției infantile. A fost reținut pentru 24 de ore. 24 de ore. N-a fost urmă reținut cu fetele alea site. N-a fost deloc reținut. Pentru mine asta e dovada clară că niciunul din clarvăzătorii ăia de la OTV nu mergea, nu era bun. Putea să-i spună, cu aia vezi că le o să aibă 15 ani. Măcar într-o pauză de reclame, da, exact. Ar fi putut să-i zică, da, din păcate. În calitate de fan al Brânzei Del și votant al Partidului Poporului Dan Diaconescu, mă simt înșelat. Deci tu crezi acuzații, crezi că sunt adevărate? Deci eu am zis, bă, Tolea mă bagă în tomberon, ok. Da. Brânză de el, ok, dar e deja prea mult, chiar și pentru mine. Da. Și uite, da. Te văd. Știi ce e ciudat? E ciudat că eu inițial n-am vrut să cred știrea asta, dar am văzut o chestie la un moment dat și că a fost întrebat dacă a făcut sex cu minore prostituate și el a răspuns, nu am făcut niciodată sex cu prostituate. Exact. Da, te rog, Geo. Eu sunt foarte curios dacă avocatul lui o să folosească apărarea onorată instanță, n-avea cum să fie femei, pentru că clientul meu doar ce a ieșit din dulap. Chiar a ieșit din dulap, nu știu dacă ați văzut știrea, dar Dan Diaconescu a fost găsit în dulap de poliție. Bine, el a dezmințit. Fake news. El a zis că nu e dulap, a zis că e dressing. Da, da, a zis că e ca dressing. Ca să demonstreze, deci e gay, 100%. Primul lucru pe când a ieșit avocatul la reporter a fost, în primul rând vreau să clarific, nu era dulap, era dressing. Nu alte lucruri care sunt neadevărate. Nu. L-ați văzut pe Dan Diaconescu utilizator de dressing? Scuze. Băi, știi ce? Cred că de fapt nu era dressing, cred că acolo filma o emisiune, ale nu în studio TV. Acolo ține minorele. Da. Știe toată lumea ce e la un dressing? Că eu am aflat acum cu știrea asta. Până acum credeai că doar se pune pe șaurma? Da! Felix! Eu aș avea încredere în orice a declarat Dan Diaconescu, pentru că să nu uităm, eu mi-am notat aici un citat din Dan Diaconescu, o veche burtieră clasică de-a lui. Te rog. Primul interviu în direct cu Nicolae Labiș la 56 de ani de la moarte. Deci... Nu poți să nu-l crezi pe cuvânt. Dacă ai zis că n-a făcut, n-a făcut omul. Hai să mergem la următoarea știre. Mergem a doua știre din această seară prezentată. Contesa digitală, marea influenceriță de care eu nu auzisem în viața mea, Ana Morodan, a fost reținută după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a drogurilor. Băi, când aud contesa digitală, mi se pare o daia care se masturbează toată ziua, știi? Contesa digitală, într-un turn undeva. Dacă nu mai vine nimeni să o salteze. Contesa digitală. Eu știu cel puțin 6 persoane care au făcut sex cu Ana Morodan. Nu pot să cred. Și 4 sunt eu. Continuați.
De ce îi le ridic la fileu? A zis și fileu, știi? Te adâncești, man. Zine două persoane în afară de tine. Nu că pot să... Chilafonic, da! Wow. Chilafonic? Da! Chilafonic e aici, în sală! Hai, Chilafonic intră! Yes. Sau cum ar fi să o fi avut pe Ana? Da. Așa, Chilafonic, ok. Chilafonic și un, un băiat care face stand-up. Nu Mirica, next. Nu, care însemna că am și eu ceareana, Morodan, și nu am. Mie mi se pare că cocktailul ăsta de căcica asta avea, era alcool cu somnifere. Somnifere. Da. E, cum se spunea, un voineag, așa se numește în termenii corecți. S-a voinegit. S-a voinegit și s-a urcat la volan. Ah, foarte wow. Urât. Ok. Da. Ce părere aveți? Ea între timp și susține nevinovăția și dat niște scuze foarte mișto, că mi se pare că s-a făcut deja destul de mult mișto pe chestia asta. Stai așa, că am scuzele. Da, păcat că nu suntem în Africa aici. Aia cu, aia cu fiți alături de mine și să ne iubim împreună. Da, o să vă, o să vă citesc. Mesaj, mi-a zis Felix, mi-a trimis ăsta. O să vă citesc doar ultima parte. Deci Ana Morodan a fost prinsă de două ori. Mai întâi a fost prinsă cu, sub influența alcoolului și a somniferelor. A lovit două mașini, ceea ce na, e femeie, ok, înțelegem? Da. Dar după aia, după ce a fost reținut permisul, seara a mai fost prinsă încă o dată cu permisul suspendat, deci na, destul de nasol. Eu dau vina pe Waze. Dai vina pe Waze? Pentru ce pula mea avem Waze? A, gen, dacă nu ne spune unde sunt polițiștii. Waze-ul e fake. Waze-ul e o conspirație. Foarte nasol, pentru Waze... că Waze-ul urma să fie sponsorul acestui. Dar... ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura, la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru. Știi ce am înțeles eu din, din scuza ei? Mm. Ce somnifere luase Chilafonic de-a futut aici? Bă, da, nu știu ce accident de mașină ăla te lovești la față. Oh, eu în schimb sunt foarte curios de tribul ăla din Africa, pentru că mi-l imaginez, serios, mi-l și imaginez tribul din Africa cum vine Ana Morodan și spune scuze, eram beată pe somnifere și am lovit două mașini și toată lumea vine, da Ana, ai dreptate și o îmbrățișează, bă, care la două ore vine, bă scuze, am făcut-o din nou, am urcat beată drogată și am lovit două mașini, auzi, pula mea Ana, bă, m-am suit iar pe vacă. Nu avea aluniță? Unde e aluniță? Nu, păi aluniță e desenată de ea. Ea o imită pe Marilyn Monroe. I-au reținut-o, ea n-are aluniță. I-au reținut-o pentru analize. Da. Din aluniță se ies droguri. A lovit atâtea mașini că și aluniță are dosar penal acum în pușcărie. Bă, da, încearcă să o imită pe Marilyn Monroe, dar arată mai mult a Cristi Popescu, așa, cu aluniță. Ar trebui să moară mai repede dacă vrea să imite pe Marilyn Monroe. Okay. Să-i cânte la mulți ani lui Iohannis. Oh, hello. Se dă tare. Fucking hell. Bun, hai să o lăsăm pe contesa digitală Ana Morodan, mergem mai departe la următoarea știre, că apropo, numai oameni care au făcut belele avem. Mergem la celebrii frați Tate. După 3 luni de arest preventiv, Andrew Tate a fost eliberat, a declarat că mergem acasă. Și el și fratisul sunt în arest la domiciliu acum. Sunt foarte liniștiți. Poate se întâlnesc cu Dan Diaconescu la el în dressing. Mă, tu dai seama ce combo ar fi ăsta? Dan Diaconescu cu frații Tate? Bă, da, fac și ei revelionul măcar acum. I-a luat direct de la piftie, i-a luat să mă... Pe 29 i-a ridicat. Pot să zic doar că n-a fost prins cu nimic de fapt. Da, e doar allegedly. Până, e tot ca... este, da, e... E în prezumție. Okay. I-au ținut 3 luni, dar nu au avut nimic, nicio dovadă, absolut nimic. A, deci la Dan Diaconescu putem să facem mișto, la Ana Morodan râdem la... de ea, dar ăștia, bă, vezi că allegedly, da? Deci nu e că s-a întâmplat. Da, deci haideți să fim un pic amurați. Dan Diaconescu îl văd cumva, știi, pasibil de futut copii. Dar ăștia au fost acuzați că au venit unele să facă OnlyFans la el acasă. Da. Poate era mai cald decât la el acasă. Chiar oricum vreau și-a de pizda pe OnlyFans, înțelegi? Da. Ok, și-a făcut tatuaj cu Owned by Tate. Măcar acoperea eczema aia sau ceva. Hai să primim partea plină apa. Adevărul e că am citit chestia asta că cei doi aplicau metoda Loverboy. Da. Asta, așa se numește metoda asta. Din celebrul film cu... cu atâta m-a Julia Roberts. Richard Gere și Julia Roberts. Tocmai voiam să te nominalizezi expertul nostru în filme, dar ți s-a dus toată benzina într-o propoziție. Mai puțin Ministerul Turismului, care trebuia să-i premieze pe băieții ăștia,
pentru că e cea mai tare campanie anul trecut. Au dus singuri cea mai tare campanie de promovare a țării astea. Au venit oameni din Noua Zeelandă când i-au eliberat acum ca să se adune în fața la Deicot sau de unde pula. Bine, asta pe lângă campania făcută pentru pizza. Asta vreau involuntar să zic. Exact. Numai pizza și în general toate clipurile în care ziceau vin în România, ai bani, te oprește poliția, dai șpagă, mergi mai departe, e checkpoint. Ești ca în GTA, mergi mai departe. Ai luat o stea? Nu e nimic, rezolvi. Bați o prostituată. Două stele? Au pus și piperea pe hartă, până la urmă. Bă, da. Sarea și piperea internetului. Nu așa se face o evacuare de o eliberare din închisoare. Nu ți-o ai ieșit pe cal în pula mea. Ăștia au ieșit pe jos ca săraci. Uite și tu. Da? Bă, da, vezi. De tare era să fie cartea aia dresor de lei și de fraier. Mergem mai departe, lăsăm pe Andrew Tate. O știre pe care a descoperit-o Geo Adrian și cu care ne-am confruntat. Ci că un român a fost refuzat de un hotel din Olanda din cauza naționalității sale. Nu mi-a venit să cred când am citit știrea asta. Da. S-a plâns la booking.com, omul meu. Normal. Și locația respectivă nu mai e acum, nu mai poți face rezervare. Bine, noi oricum nu puteam că suntem români, dar ca idee... Nu mai poate nimeni. Tu puteai să faci rezervare, că ești genul ăla de român înalt și ești ok. Mulțumesc. Bă, arăți olandez, ești foarte aerodinamic așa. Da. Știți care e problema? Că am citit și o știrea și pe ăsta îl cheamă Alexandru Hege. L-au refuzat că e ungur, nu că e român. Ceea ce e de înțeles. I-au zis doar și s-au scuzat, bă, că e român. Că... Plus că și dacă era român, mă gândeam la chestia asta, dacă... Mi se pare o prostie ca tot, ca hotel, să refuzi un român și să-i spui că din cauza că e român. Adică dacă vrei să-l refuzi, găsește niște motive pe care să nu mai vrea românul să vină, știi? Zic că e plin de români, de exemplu, și nu mai vine el singur. Sau că sunt numărate prosoapele. Sau că... Că n-au all-inclusiv. Că n-au all-inclusiv. Adică iată, că nu mai vine românul singur așa. Eu propun ca orice român boicotarea firmelor olandeze. Că na, asta e cel mai așa. Booking-ul e olandez, bravo Virgil. Heineken-ul e olandez. De mâine să înlocuim Heineken-ul în toate cluburile cu bucegi. În toate cluburile alea fancy cu bucegi. Philips culcat. Hochland out. ING, nu că am card. Eu fac ceva mai simplu. ING e super șmecher. ING e chiar șmecher. Eu o să mă duc în Piața de Flori și mă piș pe toate la lelele. Aoleo, da, ne mai după Austrie și acum ne certăm și cu olandezi, o să ajungem în plasă. Tot din zona aia, știi, de germani. Da, păi ăștia au făcut alianță de nu ne-au lăsat, nu? Da, păi ei au fost și la Schengen. Lasă că... Zi, Felix, zi. Eu atâta știu. Atât voi să spun. Mai avem o știre de asemenea extraordinar de importantă, esențială pentru ce s-a întâmplat săptămâna asta în România, și anume că Liviu Dragnea și-a făcut canal de gătit pe YouTube. Ce? Nu știi? Serios? Cu aia vezi că gătește super bine. Face numai mâncare de post, în primul și primul rând. Da. Și fără gluten. Fără gluten. Yeah. Știu dacă v-ați uitat vreun pic, pune foarte mult alcool în mâncare aia, am observat. Și a descoperit partea sensibilă, mă. Da. Pune vin în orice și coniac, a făcut ciuperci cu coniac cu aia, dacă îți vine să crezi așa. Da, mă, e nebun. Și a făcut în primul episod, a făcut... A făcut teci. Păstăi, da. Da, era foarte interesant că atunci când lua 10 păstăi, 7 băga în buzunar. Nu știu ce dracu, cred că era reflex. Come on! Da, știi, nu știu, mă, că rețetele se fură, nu se învață fără. Da. Întreabă orice gospodină. Dar știi de ce erau păstăi? Pentru că au boabele închise. Oh, frumos. Da. Frumos a început. Oricum e interesant că a scos într-o săptămână, eu tot actualizam știrile astea, a scos într-o săptămână 4 episoade. Da. Deci omul e super, păi eu credeam că o să scoată un episod la între 3 și 5 ani, dar nu, frate. Da. Nu. Postează. Dar vă dați seama că e singurul care ar fi putut să scrie, să iasă din pușcărie mai repede, să scrie o carte de bucate, că asta n-a încercat nimeni. Început să gătești cu ce ai prin celulă, da, nu știu ce. 8 feluri de a face un șobolan. Gândac medium rare. Da, gândaci for dummies. Da. Postează de acum, ce să mănânci ca să-ți treacă gustul de pulă sau ce mai puteți face ăla? Ăla. Domn profesor. Da. Da, crezi că are entuziasmul ăla pe care îl avem toți când începem un podcast și după 4 episoade postează, ca, da, bapul, mai, postează mai des ca Cârge, ești prost la cap. E superat. Am băgat 4. Dar mi se pare ironică, el are rețete de fasting după 3 ani de feasting. Mi se pare că e o răzbunare așa cumva la el, bă, ce i s-a întâmplat. Adevărul că poza asta pare un pic traumatizat. Pare că a avut... Poza asta mi se pare mișto, că se văd și din dintișorul la lipsă cumva. E respect ca în pușcărie, nu spui dintele la loc. Acolo ascute cuțitele, știi, în știință.
Dar nu știu dacă v-ați uitat când e filmat din prim plan așa, din poziția asta, se uită de multe ori în sus, așa, gen, încă are frica aia spre de... libertate, băieți! Putem obișnui să fie fereastra, da? Da, da, da. Voiam să facem următoarea chestie până o să mai avem o rundă de știri pe scurt, așa, în care dăm glume, dar voiam să știm din partea voastră, e vreun subiect despre care vreți să vorbim, e un subiect care, nu știu, v-a marcat săptămâna asta, vi s-a părut interesant, vreți să ni-l ziceți? Un subiect arzător. Un subiect arzător? Sau, da, o știre recentă. Sau o știre recentă. Ceva ce s-a întâmplat zilele astea? N-a fost așa liniște tot, da, ce, da, o să, da, mă aflu, exact. S-a vorbit, da. Hai să zicem că se dă un premiu pentru... Felix, conspiraționistul nostru de serviciu, are un premiu pe care îl dă persoane care dă cea mai interesantă știre. Nu dezvălui premiu. Bine, bine. Hai să vedem, o știre sau ceva, sau nu știu, e... Ce vreți voi? Cu tremure, pensii speciale, aud. Okay. Cu tremure, ce anume legat de cu tremure? Că-ți naști padele în pula. Da. Jos, jos cu tremurele. Când, da, o să, da, fie, da. Vrancea, o mai păstrăm sau nu? Da, exact. Care-i contextul cu pensiile speciale? Și unde mă pun la coadă, cel mai important. Cred că s-au mărit iar, cred că asta e chestia, de fapt. Sau în general se măresc. N-au fost micșorate pensiile speciale. Stai două secunde. Cine a spus pensiile speciale? Cred că aici în față. Ce s-a întâmplat cu pensiile speciale? Un mic context. Da. Nu se renunță la Planul Național de Reziliență. Adică nu sunt ca la păcănele pensiile speciale, nu? Adică unul din șapte pensionari ia speciala sau așa. Bă, ce șmecher ar fi. Asta ar fi un sistem bun pentru pensiile speciale. Cum? Care? Să dai ca la păcănele să vezi dacă îți intră speciala. E speciala. Da. Unul din 50 pensionari a luat. Asta a luat, da. Corcule, da, trebuie fructe, știi că... Adică da, să fie absolut irelevant ce ai făcut cu viața ta. La 67 de ani te pui la o păcănea, dai o dată, dacă ți intră speciala, ai speciala. Dacă nu... Dacă ți intră trei proteze, gata. Bun. Bun. Hai să, vrei premiu? Să dai premiu? Nu știu, da, te las pe tine, Felix. Hai să dăm premiu pentru pensii speciale, pentru că ne-a ajutat foarte mult. Ce vârstă ai, poți să te întreb? 26 de ani. Mulți înainte. E mulți înainte. Un pennyboard din partea sponsorului. Aplauze pentru omul nostru. Mulțumim mult. Băi, ce drăguț. Să te dai cu plăcere. Să te dai cu plăcere. Cum ar veni? Dacă mulțumim sponsorului nostru Jumbo pentru... Da. Da, mulțumim sponsorului nostru Jumbo pentru skateboarduri. L-am câștigat la ceva. Hai să zicem mai mulți sponsori acum și biciuim la ăștia. Da. Vă duceți și luați banii pe el. Mulțumim, da, Dorna, pentru că ne-ați furnizat. Mulțumim, Jolidon. Jolidon. Casa de modă Zina Dumitrescu. Da. Mulțumim, Hermes Slobozia. Mulțumim, Cătălin Botezatu. Pateurile Vascar. Da. Haidele au fost furnizate de Hippie Hippie Shake. Costumația realizatorilor a fost... Traducerea și adaptarea... Zon Studio Oradea. Da. Facem o ultimă chestie, facem un lightning round, avem niște știri pe scurt în care nu intrăm în atât de mult în detaliu real cum am intrat la celelalte știri unde chiar, da, s-a discutat pe, da, bune. Da, 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 da. Dar hai să vedem știrile pe scurt cum ar veni, să vedem ce s-a mai întâmplat. Avem așa, prima noastră știre, un donator de spermă este dat în judecată pentru incest după ce ar fi făcut 550 de copii. Eu cred că pe băiatul ăsta l-am văzut la open mic de mai multe ori, are față de băiat care vine la stand-up. E o știre de neconceput, dacă îmi permite. Asta, da, cu tremur pe bursa spermei, efectiv. Dar știi ce nu înțeleg din poza asta? Dacă ăsta e una din mămici sau e el? M-am uitat de curiozitate în articol, zicea că pentru a nu exista astfel de situații, că practic ce a făcut ăsta? Ăsta s-a dus la mai multe... Clinici. La mai multe clinici, a donat spermă și practic în felul ăsta au ajuns să... Și chiar există risc de incest. Oamenii nu știu că ăsta e tatăl, păi, mai multe copii. Între copii, da, da. Între copii, cum ar veni. Da, da, ți se permite să faci până la 25 de copii cu donare de spermă, nu 550. Eu n-am citit știrea și am crezut că sorul s-a și-a băgat spermă de ale lui în vagin. Sperăm de ale lui. Iată, un pic de hipercorectitudine. De ale lui. El are mai multe sperme. Ce vă, nu? Vă dau spermă fără plumb, domnișoară, vă dau. Ce spermă aveți astăzi? Păi avem așa, avem cu coacăze, avem de aia de ieri. Stai să mă uit în frigider. Să vă zic că nu, azi nu vă recomand sperma. Că nu e. Vă dau altceva. Sunteți de acasă, nu, vă dau eu ceva. S-a tăiat sperma azi. Vă dau niște spută, dacă vreți, dar... Mergem mai departe.
Parizienii au votat masiv pentru interzicerea trotinetelor electrice de închiriat, 90% voturi împotrivă. Deci ei nu o să mai aibă trotinete electrice. Întrebarea mea e cum se mai găsesc gay între ei dacă nu mai au trotinete acum. Că înainte era ușor, era ring, 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 uite. Coaie, vezi că eu am venit pe trotinete, da? Și eu, și eu, și eu, și eu. Hai să le folosim cât mai putem. Dar ați văzut ce au declarat, nu? Mă rog, au făcut un referendum și, nu știu, 90 ceva la 100 covârșitori dintre parizieni au zis că... Dar unul din motive era pentru că le găsesc pe trotuar înșirate, culcate și pline de pișat. Deci, pe motivul ăsta ar trebui să interzică și englezoaicele din Paris. Ulala! Mi-am pierdut toate fanele englezoaice. Bă, deci, bă, vezi că am venit pe englezoaică aici. Persoanele născute în acest an ar putea ajunge să trăiască până la 141 de ani. E o știre, deci dacă ai un copil s-a născut în 2023, speranța de viață e de 141 de ani. Ce bine că nu se fac copii. Tu îți dai seama câte când de apă are de dus săracul. Gândește cum arată tortul ăla la 141. Deci e amuzant că pot să mă gândesc la un italian de la de 141 de ani care e șters la cur de un moldoven de 99 de ani, care e șters la cur de un civian de tot așa. E un human shit chain. Mulți bătrâni numiți Matusalem o să fie până în momentul ăla. Hai să mergem mai departe, mai avem două știri. La, apropo de bătrâni, la 92 de ani e Rupert Murdoch. Am zis bine, mă? Rupert Murdoch a decis să rupă logodna cu Anne Leslie Smith. A zis că a aflat că poate să mai trăiască până la 141 de ani, mai are timp să facă. Are sens. Are 92 de ani când a auzit că trebuie să pună în genunchi să ceară de nefastă să facă pula eu. Mai bine rup logodna. Ceva glume pe subiectul ăsta? Eu îmi imaginez că atunci când domnul Rupert ăsta vrea să fie pervers și n-a mai are jocuri din alea cu fosta logodnică. Mai avea de fapt fosta logodnică, știi, cea să îl scui pe gură și chestii de genul ăsta. Cred că e și mestecat mâncarea înainte, știi, ca să rezolve două. Trage-mă de deget, adu mopul. Treia pe mea să facă multitasking de fiecare dată. Nu era o singură replică. Îți dai seama cum ar suna cu slujba aia de cununie? Până atunci când moartea ne va despărți în 3, 2, 1. Mergem la ultima știre și anume... NASA a anunțat cine vor fi prima femeie și primul astronaut de culoare, că nu putea să... Mi-am dat seama că e greu, le-a fost greu să scrie știrea, știi? Pentru că n-au zis NASA a anunțat cine va fi prima femeie astronaut și primul astronaut de culoare. Au zis NASA a anunțat cine vor fi prima femeie și nu puteau să zică și primul negru care vor fi trimiși pe lună, știi? Dar stai un pic, care în poza asta? Că te să întrebi în 2023 în America. Da, te să întrebi pe asta, mă gândeam că poate prima femeie și primul astronaut de culoare de fapt e un transgender alb care se identifică ca negru, știi? De fapt n-are niciun Dumnezeu. Dar mi se pare stupid că titlul ar fi trebuit să fie efectiv NASA a anunțat că mai pleacă unii pe lună. Da. Că îți dai seama din poză că e unul de culoare și una e allegedly femeie. Bă, dar în primul rând... De ce e allegedly? Nu-i bine să bănuiești. Să decidă ea. Îmi place bănuiala ta selectivă, știi? De când nu-i bine să... Bă, ăla știi că e negru. Sunt trimiși către lună, nu-i trimite pe lună. Doar dau vreo două ture și se întorc. E ca la masaj, e fără aselenizare. Știi de ce nu e? Exact. Femeia e pilot și n-are cum să parcheze, mă, pe lună. Că n-are loc. Bă... Dar ați văzut că spune asta Cristina Koch, cum o cheamă pe doamna? Așa o cheamă pe doamna? Da, are recordul pentru femeia cu cel mai mult timp în spațiu. Cred că s-a dus și n-a știut cu ce se îmbrace, că se pentru toarcere. Costumul alb sau costumul alb? Oare cu ce? Bă, asta mă gândeam, că e bine să ai o femeie cu pula mea, mai ștergi un praf, mai încălzește la microunde, trebuie să facă ceva așa. Mai ștergi un praf, nu știu, un praf în spațiu, dar... Un praf lunar. Asta a fost emisiunea, oameni buni. Sperăm că v-ați distrat, sperăm că v-ați simțit bine, sperăm că a fost fun și pentru voi. E primul episod din Breaking Views. Vă mulțumim foarte mult că ați fost aici alături de noi. Vreau să vă zic că nu știu când o să apară acest episod, dar ne-ar plăcea să vă uitați și online. De ce nu? Să vedeți dacă e mai amuzant sau mai puțin amuzant. Să ne mai povestiți și altor oameni. Nu știu când o să facem următorul feedback. Episod. Feedback. Cine feedback. Are feedback? Da. Nu trebuie neapărat să fie constructiv, poate să fie și pozitiv. La muie! Da, din alea primim avem destule. O sticlă în față. În această seară pentru dumneavoastră au fost Geo Adrian. Mulțumesc. Mulțumim frumos, că foarte drăguț. Virgil Ciulin.
Ne ajută. Acum se simt, am crezut că te ridici, că dacă ai văzut pe Joe. De asemenea, Alex Ioniță, dar de fapt e Felix, conspiraționistul nostru de serviciu. Felix, Alex Ioniță. În această seară, invitatul nostru special a fost și este Dan Frânculescu. Eu sunt George Dumitru, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Distracție plăcută în continuare și ne vedem. Ui, și ceau. Seară frumoasă! Ceau!